Lucrările de reabilitare a sediului primăriei Comunei Bucovăț au intrat în linie dreaptă. După ce la începutul anului trecut autoritățile locale au semnat contractul de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, respectiv reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, obținând astfel peste 2 milioane de lei fonduri nerambursabile, primarul Comunei Bucovăț, Cristian Tuță, anunță că în doar câteva luni lucrările la sediul administrativ vor fi finalizate. Am depășit 5% din lucrare și poate nu reușim până la finalul acestui an, dar cu siguranță în primăvara anului 2025 vom putea spune că avem și noi o primărie modernă. Ce s-a făcut până acum, de când au început lucrările? În acest moment am finalizat izolația termică cu vată bazaltică de 15 cm, montarea tocăriei exterioare, izolația termică pe planșeul de sus, pentru că nu mai are acoperiș clasic, compartimentarea la interior, talațiile sanitare și urmează montare de echipamente, finisaje, tot ceea ce înseamnă.